Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Ăsta în timpul care mai avem la îndemână să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum fratele Iosif spunea, acest text se înscrie în linia textelor care vorbesc despre lucrarea Duhului Sfânt. Și aș vrea ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să merge și pe mine pe mine în dimineața aceasta. Și să folos cu ceva comunității de aici, a fraților, surorilor, tuturor celor prezenți. Aici, în textul acesta, se începe de la versetul 22, roada Duhului din potrivă este, și înainte de a intra la acest text, aș vrea să vedem ce era înainte de acesta. Există cuvântul acesta din potrivă. Noi suntem creștini, ne numim creștini, venim la adunare, avem o oarecare cultură biblică, știm de ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, nu putem să spunem că luăm lucrurile de la zero, dar totuși un pic de recapitulare nu știm. Ca să înțelegem de ce ne vorbește Apostolul Pavel aici, începe cu aceste cuvinte din potrivă, roada Duhului. Sigur că toți am primit Cuvântul lui Dumnezeu. Sau credem că l-am primit. Dacă nu l-am primit, Cuvântul lui Dumnezeu, nu putem să fim creștini. Știm cum se derulează acest lucru în viețile noastre, în viețile acelor care se întorc la Dumnezeu. Prin auzirea Cuvântului. Prin auzirea Evangheliei. Domnul Hristos a venit în lumea aceasta, o lume care se îndreaptă spre pierzare și se îndreaptă lumea spre pierzare, dar a venit cu oferta lui Dumnezeu de mântuirea oamenilor care cred în El, care se întorc cu fața spre Dumnezeu, care se lasă călăuziți de Dumnezeu și care trec prin niște etape de cunoaștere a lui Dumnezeu. Domnul Hristos a venit în lumea aceasta să mântuiască ce era pierdut. Amin? Amin. Noi eram dintre neamuri, păcătoși dintre neamuri, trăiam așa cum trăiam, în mersul pe care îl aveau neamurile în toată vremea și aduceam niște roade, care se numesc roadele firii pământești, și de care Apostolul Pavel spune în Romani, ne era rușine. După ce ne-am întors la Dumnezeu, ce roade aduceam când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Și de la bun început aș vrea să fac o precizare. Am primit Cuvântul lui Dumnezeu, versetul 17 din Roman 10 zice, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Numai că foarte mulți spun că vin cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Cuvântul lui Hristos, cu Evanghelia. Dar auzim astăzi, în vremea pe care o trăim de Evanghelia prosperității, auzim de Evanghelia, știu eu, socială. Cineva spunea, nu de mult are, într-un context, nu cred că un pocăit adevărat, adică un creștin, un pocăit, un creștin, care l-are pe Dumnezeu ca tată, poate să treacă pentru faliment, de exemplu. Să-și pierdă averea, să-și pierdă casa. Să-și pierdă copiii. Nu se poate așa ceva. Dumnezeu nu îngăduie așa ceva la un om creștin. Am găsit în Biblie oameni pe care Dumnezeu i-a îngăduit să treacă prin necazuri și chiar sora dinainte spunea că a trecut prin necazuri în Canada. Dar există Evanghelie de felul ăsta. Ești creștin, trebuie să-ți meargă numai bine. Cum putem să știm că noi am primit Evanghelia corect? Pentru că sunt multe învățături în lumea asta și sunt multe evanghelii care se predică. E adevărat, aici spune credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Dar mulți spun că vin Cuvântul lui Hristos. Mulți spun treaba asta. Sunt proroși care spun, așa vorbește Domnul. Și când îi cercetez mai de aproape, n-a vorbit Domnul. Au vorbit ori din îndrăzneală, ori știu eu. Sunt lucruri. Și vă spun foarte pe scurt, pentru că vreau să ajungem la textul de astăzi. Există o dovadă, fratele Iosif amintea duminica trecută un fel de a dovedi Dumnezeu că tu ai primit o Evanghelie bună.
o credință bună, reală, care te poate duce la mântuire. Că nu oricare credință te duce la mântuire. Nu oricare evanghelie te duce în cer. Dar este o evanghelie care poți să îți promesc ție și poți să vadă și ceilalți că ai primit-o pe aia reală. Și fratele Iosif, duminica trecută, amintea lucrul acesta. Este acea evanghelie pe care în urma auzirii, trăind-o tu, Dumnezeu mărturisește despre tine și ce face? Te botează cu Duhul Sfânt. Am vorbit o dată foarte detaliat despre procesul nostru din nou. Au vorbit și alți frați. S-a explicat că lucrarea pe care o face Duhul Sfânt într-un om în procesul acesta al nostru din nou, îl face pe om să se vadă că e păcătos, care are nevoie de mântuire, care are nevoie de salvare, acceptă cuvântul lui Dumnezeu, încolțește din lui credința, începe procesul sfințirii, dar nu e suficient. Și vine a doua treaptă a sfințirii, când, ca să fii sigur că, într-adevăr, tu ești pe calea Domnului și ai primit bine cuvântul lui Dumnezeu și nu alte cuvinte străine, Dumnezeu depune o mărturie despre tine, spune Apostolul Petru, în capitolul 15 din Fapte, versetul 8, și Dumnezeu care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei. Pentru cine? Pentru acei din casa lui Corneliu, pentru acei din neamuri, care au primit cuvântul lui Dumnezeu, și ca să vadă biserica că ei au fost într-adevăr reînnoiți și au primit cuvântul lui Dumnezeu și pe calea Domnului, Dumnezeu a mărturisit despre ei și le-a dat Duhul Sfânt. Ca și cui? Ca și apostolilor. În ziua cinzecimii. Bine, dar se poate întâmpla și sunt foarte multe declarații de felul ăsta și eu am primit Duhul Sfânt și mă zbuta Domnul Duhul Sfânt. Și s-a predicat și acum ultima convenție care am avut-o că există și aici un fel de control. Poți să te verifici. Ai primit într-adevăr Duhul Sfânt? A mărturisit Dumnezeu despre tine? Și s-a spus de mai multe ori semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi. Bine, dar numai asta? Eu le dau dreptate la unii frați care spun nu e suficient numai vorbirea limbi. Că lucrarea aceasta se poate imita. Și eu el când prorocește despre lucrarea aceasta care va avea loc în zilele de pe urmă, el spune că sunt mai multe lucruri care vor însoți pe cei pe care Dumnezeu va revărsa Duhului cel Sfânt. Inclusiv darurile de inspirație, prorocia, vederile, visele, vorbirea felurite limbi, tâlcuirea limbilor și celelalte daruri ale Duhului Sfânt. Acum, sigur că sunt oameni care spun, și am trecut foarte pe scurt prin acestea, că s-a predicat despre ele, bine, bine, dar de unde știu totuși, și dacă vorbește cineva limbi și dacă are un dar de inspirație, că totuși e de la Dumnezeu. Pentru că mai auzim câteodată câte o prorocie sau avem acel exemplu cu slujitoarea aceea, slujnica aceea din Filip. Dumneavoastră știți bine istoria biblică. O femeie care mergea în urma lui Pavel și a lui Sila și striga după ei. Știți ce spunea? Femeia aceasta. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Spuneau minciună? Era Pavel și Sila robii Dumnezeului Celui Preanalt? Vesteau la oameni calea mântuirii? Sigur! Fără drept de apel! Dar acolo era un duh de ghicire! Nu era Duhul Sfânt al lui Dumnezeu! Dacă n-ar fi fost acolo un om ca Pavel, care se poruncească acestui duh, să ieși afară din slujnica aceea. Imaginați-vă că venea într-o zi la botez. Vine la botez și ea. Își manifesta credința în Domnul Hristos și cerea să fie botezată ca și Simon Magul din Samaria. Și-o botezau frați. Și rămânea în biserică și mai avea câte o descoperire. Și tot poporul ar fi zis, lucrările ei îți scuda și amin. Nu? O spus lucrurile adevărate. Dar nu era de la Dumnezeu. De aia pot să fie lucrări care chiar dacă se împlinesc. Chiar dacă par foarte, nu știu dacă fratele Ghiță se aducea aminte, era unul în România, unul aurier pe vremuri, îți spunea și câți bani ai în buzunar. Îți spunea cum te cheamă, îți spunea câți ani ai.
L-au întâlnit un frate care l-am cunoscut bine în gara Arad și l-au cerut 500 de lei. Așa i-au spus despre el toate lucrurile, eu să-i omul lui Dumnezeu. Dacă el nici ăsta nu-i proroc, nu mai există alt proroc. Și eu dat bani și nu i-am mai văzut niciodată. Și au zis, băi, dar i-au înșelat jumătate din România. Cu duhul de ghicire care era peste el. Și atunci ce facem? Dacă nici aici nu ne putem știi clar care-i pe cale și care nu-i pe cale. Deci nu-i suficient că trăiesc Evanghelia. Trebuie să existe mărturia lui Dumnezeu pentru tine. Dar mărturia aceasta lui Dumnezeu îți dă Duhul Sfânt. Trebuie să știi că e sigur de la Dumnezeu și nu-i o lucrare de înșelăciune. Și acum vine ceea ce avem noi în fața noastră, în textul de astăzi. Roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt. Remarcați, nu roadele. Dacă ai primit Evanghelia bine, dacă ai crezut bine în Cuvântul lui Dumnezeu, dacă ți-ai însușit bine credința în Domnul Iisus Hristos, vine, ai trecut prin procesul nașterii din nou, vine acest botez cu Duhul Sfânt, ai primit și daruri spirituale, ai primit poate și slujbe în biserică, dar mai trebuie să se întâmple ceva ca să fii sigur că ești pe cale. Adică trebuie să începi să aduci roade. Cine? Știți că scrie în cartea aceasta sfântă că trupurile noastre ale credincioșilor devin temple ale Duhului Sfânt. Adică Duhul Sfânt vine și locuiește în mine, în tine și în toți cei care îl acceptă și îl primesc. Și pe care Dumnezeu i-a botezat cu acest Duh Sfânt. Și locuind Duhul Sfânt, el are niște influența asupra vieții mele de o așa manieră că eu nu mai trăiesc cum trăiam înainte. Nu mai mă las că auzit de poftele din firea mea pământească. Din carnea mea de om. Ci tot ceea ce fac e sub influența Duhului Sfânt. Adică roadele astea sau roada aceasta de care se vorbește aici, pentru că nu este vorba de mai multe roade, este o singură roadă care are, să zic așa, 9 proprietăți. Sau 9 calități, sau 9 fațete. Unii vin și spun, băi, frate, știi, eu înțeleg că ni s-o dat diferit. Avem și noi ceva din roadele Duhului Sfânt. Adică eu, de exemplu, eu sunt om bun. Nu mă cer cu nimeni. Nu ca tine, care de câte ori predici super pe cineva. Eu nu spun la nimeni nimic, eu nu tulbur pe nimeni cu nimic. Și vede că are ceva din Duhul Sfânt. Asta este o roadă a Duhului Lui. Sunt oameni din naștere împăciuitori. Așa ei. Au o calitate naturală, nativă. Nu le place sfada, cearta. Sunt împăciuitori, spajnici. Nu e asta roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt este la unitar. Este una singură. Și are 9 fațete. Și acel om care are roada asta, de are de fapte. Și le putem exemplifica. Poate că nu o să reușesc eu acum de dimineață, dar poate fratele Iosif după masă o să mai iei ceva din ele și o să mai discute despre el. Roada asta a Duhului Sfânt este unitară. Nu poți să spui că ai numai părți din roada asta. Ei, eu sunt cu dragostea. Nu și cu ajutorările, nu-s cu facerea de mic. Dar dragostea am. Față de ce? Față de cine? Cum putem să cunoaștem că noi care ne lăudăm că suntem biserică pentecostală, că suntem botezați cu Duhul Sfânt, că avem roada aceasta. Că dacă nu avem roada, tot e poveste. Tot e poveste. Și ce înseamnă roada aceasta? De exemplu, una din fațetele acestei roade spune aici, roada Duhului din potrivă este dragostea. Aceste calități ale roadei Duhului Sfânt sunt în opoziție cu faptele firii pământești. Sunt din potrivă, sunt împotriva acelora. Și una dintre fațetele acestea este dragostea. Acum zice, bă, fratele Bala, să ne vorbească de dragoste. Ca și cum eu nu m-aș iubi pe voi. Ca și cum, de ce să nu vă iubesc? Că am o voce mai aspră? Că vorbesc mai tare câteodată? Asta e semnul că nu mă iubesc? Dar ce înseamnă fațeta aceasta a roadei Duhului Sfânt dragostea? Cum se manifestă această dragoste? Ce ia până la urmă? Ce-i dragostea asta? Există aici în carte, din Corinteni, există o, să zic așa, o descriere
iubire, a ceea ce înseamnă dragoste. Spune aici versetul 4 din capitolul 13, dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu chisnuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Există o descriere amănunțită a ceea ce înseamnă partea aceasta a roadei Duhului Sfânt care se numește dragoste și totuși unii oameni nu înțeleg. Și aș vrea să vă spun ceva. Foarte responsabil vă spun. În primul rând, dacă ai roada Duhului Sfânt, dragostea aceasta, o ai în primul rând față de Dumnezeu. Remarcați! Nu faci, deci ajungem și la dragostea de aproape. Dar dacă nu ai față de Dumnezeu, n-ai roada Duhului Sfânt. Nimic din ea. Spune un cuvânt aici în Biblie despre farisei și despre cărturari. În Evanghelia după Luca, de exemplu, capitolul 11, cu versetul 42, dar vai de voi fariseilor, pentru că voi dați zecioală din izmă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării ce? Dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Era poruncit în cartea Deuteronomului și Domnul Hristos aduce aminte de aceasta unui învățător al legii. În capitolul 6 din Deuteronom, capitolul 6 cu versetul 5, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Porunte de la Dumnezeu. Domnul Hristos vine un învățat la el, un cărturar și îi pune o întrebare. Care este cea din tine dintre toate poruncile? Și Domnul Hristos repetă ceea ce scrie între un om. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Numai că din păcate poporul evreu n-a reușit să facă treaba asta. N-a reușit să facă treaba asta. Adică spune mai multe locuri în Biblie despre ei. Poporul acesta se apropie de mine cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Adică n-au reușit să iubească pe Dumnezeu. Numai că Dumnezeu a trimis în lumea aceasta pe Domnul Iisus Hristos, care prin jertfa Lui supremă de pe cruce a deschis o ușă nouă. A făcut un legământ nou cu credincioșii. O deschis o altă cale, calea nouă și vie. Și prin calea asta nouă și vie, intri la mântuire prin credință și primești ceva ce le-a promis ucenicilor, nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Adică veți primi puterea să puteți face ce n-au făcut evreii. Și există aici în Roman un cuvânt care spune capitolul 5, versetul 5. Înțelegeți de aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Deci ce spuneam și altă dată când am vorbit despre botezul cu Duhul Sfânt, Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt ca să ne ajute să iubim pe Dumnezeu în primul rând. Să nu fim ca fariseii care lăsau deoparte dragostea față de Dumnezeu. Prima fațetă acestei roade a Duhului Sfânt e dragostea și în primul rând dragostea de Dumnezeu. Și unii tot nu pricep. Eu înțeleg că unii nu pricep și văd. Unii zic, ce înseamnă Domnul să iubesc pe cineva? Pe Dumnezeu. Pe Domnul Iisus Hristos. El e mirele nostru, nu? E mirele nostru. Așa spune. Sau spune în vorbe în gând. Oare chiar îl iubim? Am citit o carte pe vremea tinereții mele. Cartea se intitula Pâine și sare. Era scrisă de un rus. Și trata viața țăranilor din Rusia pe vremea țarilor, pe vremea dinastiei Romanovilor și nu vă spun cartea, vă spun un dialog între două femei, una tânără, care numai ce se măritase de câteva zile, și una în vârstă,
Nu, bătrână, dar aveam vreo 7 copii și era mai în vârstă și aia tânără zice, auzi, dar ce înseamnă să-ți iubești bărbatul? Că tot aud, să vă iubiți, să... Păi eu nu prea înțeleg mult, așa, dă-mi un exemplu așa să-l picer. Femeia aia în vârstă zice, uite, și bărbatul tău, ca așa meu, lucra la pădure. Stă câte 3 săptămâni la pădure. Se îmbrăcau pe vremea oamenii cum se îmbrăcau, se scăldau când se scăldau și mai ales aveau în picioare niște opinci din piele de porc și înăuntru acelor încălțăminte foarte dure erau niște bucăți de cârpă, li se spunea o biele în România și poate cu zilele nu dădeau jos o biele din picioare. Și îți vine bărbatul acasă. Normal că trebuie să îi dai schimburi curate și trebuie să-i speli hainele. Când ai să-i speli o biele de care miroase îngrozitor, spunea femeia în vârstă la ea tânără. De dragul lui, așa e să le speri ca și cum ar fi niște nătrămuțe. Cu așa drag ai să le speri. Dacă îl iubești. Dacă nu poți face asta, nu-l iubești. Și mai dau un exemplu. Te trezești noaptea și te doare umărul. Nu știi de ce. Te doare umărul și te-ai trezit din somn. Și constați că te doare umărul că bărbatul tău a dormit cu capul pe umărul tău. Și când vezi de ce te doare, îl lași doar mai departe acolo cu capul și nu-l deranjezi. De dragul lui ești în stare să suporți suferința aceasta, să te doară umărul, dar el să doarmă bine cu capul pe umărul tău. Și tânăra a rămas tare mirată și înseamnă dragostea. Spune în Biblie, Domnul Hristos spune aceste cuvinte, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Veți fi în stare să suferiți. Dragostea implică și suferință. Am găsit pe apostol înainte de botezul cu Duhul Sfânt, înainte de a primi puterea să-L iubească pe Dumnezeu. Au crezut că-L iubesc, dar n-au fost în stare să plătească un preț. Și găsând pe apostol înainte de botezul cu Duhul Sfânt, timorați, speriați, au fugit. Dar după ce a venit Duhul Sfânt peste ei, au fost umpluți de Duhul Sfânt, au fost botezați cu Duhul Sfânt, au primit și puterea aceasta, li s-a turnat în inimă dragostea prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care a fost dat, au luat bătaie. Știți ce spune Biblia? Că s-au bucurat, că au fost îmbrădniciți să sufere pentru numele Domnului Iisus Hristos. Biserică din la Val Moreal. Stăm înaintea lui Dumnezeu. Stăm înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Stăm înaintea acestui cuvânt Sfânt din Scriptură. N-ați vrea să ne verificăm un pic dacă îl iubim pe Domnul Iisus Hristos, îl iubim pe Dumnezeu? Dacă avem roada asta Duhului Sfânt, cu asta începe lucrarea cu dragostea față de Dumnezeu. Că venim și cântăm. Foarte mulți dintre noi cântăm pe neplac cântări. Am găsit oameni în viața mea care au spus muzica e viața mea. Ce fel de muzică? Orice fel de muzică. Unii vin la adunare pentru că este clubul din care fac parte. Suntem străini în țara aceasta, suntem români, suntem frați de neam, de sânge, de țară. Și unde să ne ducem? Noi, între române, suntem mai bine. Unii vin la adunare pentru că vor să aibă o umbrelă deasupra capului. Vor să aibă ceva ca o protecție. Bă, nu se poate fără Dumnezeu. Am nevoie de protecția lui Dumnezeu. Am nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Unii l-au urmat pe Domnul Hristos, au mâncat din pâine și el a zis. Nu pentru că credeți veniți după mine, ci pentru că ați mâncat din pâine de acestea. Dar acei oameni, în inima cărora, ascultați-mă bine, pentecostalilor, a fost turnat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ăla iubesc pe Dumnezeu. Și iubesc chiar dacă trebuie să sufere. Îl iubesc chiar dacă trebuie să despartă de copii. Am găsit oameni care își iubesc mai mult copii decât de Dumnezeu. Că să nu se poate, e natural să-ți iubești copiii mai mult decât orice anume. Mi-au spus mie în față. Domnul Hristos a spus, dacă iubește cineva, tată, mamă, frate, suror, nevastă, olde, copii, mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Nu poate să înțeleagă. Nu are roada asta Duhului Sfânt. Care începe cu dragostea. Doamne, ajută-ne să te iubim. Și dacă nu putem, și înțeleg și asta,
înseamnă că ne rămâne de făcut un singur lucru. Înapoi la stăruință, înapoi la rugăciune, înapoi pe genunchi, Doamne, umplă-ne de Duhul Sfânt. Căci dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. Dar dacă nu o avem, înseamnă că nu ne-a fost dat. Sau l-am întristat și s-a depărtat. Și avem nevoie din nou să-i cerem de la Dumnezeu, să-i umple de Duhul Sfânt. Că fără Duhul Sfânt nu putem iubi. Nici pe Dumnezeu. Și nici pe frați. Că dacă zice cineva că iubește pe Dumnezeu și iubește pe fratele lui, ce este? Un mincinos, adevărul nu este în el. Aș vrea să ne facem așa o cercetare în amănunt. Să începem de la lucrurile de căpătâi. În momentul când ai o relație bună cu Dumnezeu și iubești pe Dumnezeu, nimic din ceea ce îți cere Dumnezeu nu-ți mai pare prea greu. Nu-ți mai pare prea greu. Dacă ne uităm la Domnul Iisus Hristos, dacă El este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, cum zice Biblia, dacă El este capul bisericii și de acolo ne alimentăm, de acolo ne tragem seva, iertați-mă, poate spun care s-au mai spus și-s dureroase. Oamenii de afară recunosc când au picul idol în față. Și când se iau după cineva, ăia de afară recunosc. Dar pocăiții nu recunosc. Sau unii pocăiți nu recunosc. Te uiți la câte urmă și nu știi ce s-a îmbrăcat așa. Și are un... E fan a unui actor, a unui artist, a unui fotbalist. Un nepot de-al meu micuț, așa, vreo 4 ani, zicea că el e Messi. Nu, o uiți, uita la ceva, fotbal și bine i-a plăcut. Ăsta mai mare și ascund gândurile. Dar vezi după ce se iau, după ce se orientează. Când îl ai pe Domnul Hristos și El este înainte mergătorul tău, pe Betania, Cel care te-a mântuit și pe care îl iubești din toată inima și inclusiv cu sacrificiu, atunci te uiți în Biblie și te uiți în Biblie și e descris Domnul Hristos aici în Cartea Apocalipsei, în capitolul 2 sau capitolul 1. Și nu văd pe nimeni că se inspiră de aici, din biserica actuală. Te știi, la început, da. Am găsit scris în scriitorii patristici. Scrie și în Biblie un amănunt. În Antiohia li s-a dat numele de creștini ucenicilor. De ce de creștini? Pentru că se mărau cu Domnul Hristos. Nici creștini, nici Hristoși înseamnă creștini. Aici, în Cartea Apocalipsei, e descris Domnul Hristos și zice, Ioan îl vede îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe, ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca pala focului. Te uiți în biserică, și la tineri, și la tinere, și la bărbați, și la femei. De obicei, se inspiră de la actori, de la politicieni, de la fotbaliști, de la oameni de afaceri, dar nu-i vezi privind la Domnul Hristos de aici. Frate, mai ala cât de lungă să fie rochia. Domnul Hristos, cât de lungă a avut haina? În Cartea Prorocului Daniel îi descris foarte detaliat visul pe care l-a avut de bucat în țară. Daniel îl descrie. Și zice așa, Daniel, chipul ăla de aur, bălat în care tu l-ai văzut, avea capul de aur, brațele și pieptul de argint, coaptele și pântecul de aramă, fluierele picioarelor de fier și picioarele parte de fier și parte de lut. Destire anatomică. Ultima etapă sunt picioare, adică de la glezne în jos. Domnul Hristos purta o haină lungă până la picioare. Nu când era între evrei pe pământ. Când îl vede Ioan în slavă. Ne uităm în Biblie, El este Dumnezeul nostru, pe El zicem că iubim din toată inima, dar nu luăm nimic de la El. Biblia spune aici că avea părul alb ca lână albă curată. Și a lăsat Dumnezeu semne pentru oamenii nebriăriți, perii albi. Sunt o cunună de cinste pe calea celui nebriărit, așa scrie Biblia. Le-a dat Dumnezeu o cunună. Le-a dat Dumnezeu la oamenii în vârstă o cunună, perii albi. O cunună de cinste. Dar vrea cineva să o poarte. Am întrebat o soră, s-o supăra pe mine. Uite, Domnul Hristos e descris în Biblie că avea părul alb ca lână albă curată, tu l-ai poftit repede înapoi negru. Cu cine ai vrut să stai? Ce ai privit? Unde te-ai uitat? Zice în fapte, în evrei, ațintiți-vă privirile. La cine?
La cel despre care zicem că iubim. Dragostea lui Dumnezeu a fost urnată în inimile noastre ca să putem împlini ce nu împlinit evrei. Să iubim pe Dumnezeu din toată inima, cu toată puterea, cu tot cugetul, cu toată simțirea noastră. Și dacă iubim pe Dumnezeu, ne uităm la El, îl privim pe El și luăm măcar principii din Biblie, nu reguli. Mă uit la Domnul Hristos, e descris că având părul alb, ca lână albă curată. Și eu repede, când mi-a să-mi duc o fire de păr alb, repede mă grăbesc să le vopsesc negre. Ca să seamăn cu cine. Cu cine mai apare pe la televizor. Și arată bine așa. Îmi întreabă soția mea într-o zi, mă omule, eu mă duc autobuzul la lucru. Și de multe ori constat, oameni mai în vârstă decât mine. Femei mai în vârstă. Imediat când mă urc în autobuz, îl spală și unde locul să mă așez eu. Dar nu de ce, chiar așa arăt de bătrâne. Nu e asta, mamă, nici loc. Dar de ce îmi mie locul? Nu e că-ți vei bătrân. Pentru că ai o cunună pe care ți-a pus-o Dumnezeu pe cap, pe o altă. Și Biblia zice, scoală-te în mintea perilor cărunți. Și ai împlinesc cuvântul lui Dumnezeu chiar fără să știe. Să scoală și îți dă ție loc. E cuvânt biblic. L-am trăit și eu pe pielea mea, am văzut împlinindu-se. Într-o oameni care n-au nimic cu Dumnezeu. Vede unul cu părul alb și să scoală, e deloc. Și poate era ca eu, da, locul avea 70 de ani, dar era pentru bine ca să arată mai mult mai tânăr. Nu de asta vreau să vorbesc. Și despre dragostea față de Dumnezeu și despre ceea ce avem în fața noastră. N-ați vrea, frații mei, să ne punem întrebarea dacă cu adevărat îl iubim pe Dumnezeu, îl iubim pe Domnul Iisus Hristos, sau facem parte dintr-o biserică, am acceptat mecanic doctrina creștină, pentecostală, venim la adunare fără chef, venim la adunare fără entuziasm și stăm în adunare numai pentru că, Doamne, fie să plecăm, să părăsim adunarea, să părăsim protecția asta și după aceea Dumnezeu să se întoarcă fața de la noi și să ne meargă rău. Să ne pierdem geaburi, locuri de muncă, casele. Nu vrem să pățăm ce-o pățăm pară. Noi vrem să fim binecuvântați și de aia stăm în adunare. Și cântăm. Nu. Bătrânii noștri care au primit credința creștină au fost foarte învinuiți de foarte multe ori că n-au știut să gestioneze relațiile cu copiii lor și unii au plecat din casă. Și când era discuția, bă, frate, dar dacă mă port așa cu el și nu las să facă ce vrea, bă, pleacă din casă. Și un alt frate zicea, dar vei să ți strice și pe ăștia lați? Să aducă țigara, să aducă băutura în casă și la ăștia lați? Dar cum să dau afară? Copilul meu, ce iubești mai mult? Pe copilul tău sau pe Dumnezeu? Vreau să vă spun ceva și o spun cu toată credințarea. Pentru copiii noștri trebuie să fim gata să ne dăm viața, să-i mântuim. Nu să ne facem toate voile. Dacă putem să-i mântuim, dă-ți viața pentru el să-l mântuiești. Că dacă nu-l mântuiești, dincolo, deja va te duci pe el de mână, în chin. Și unde așa vor merge. Deja vă zici, noi, eu nu pot în cer fără copii. În cer, creștinii nu vor avea acele sentimente care sunt aici pe pământ. Dar sunt unii așa buni, zice, băi, Dumnezeu e dragoste, e dragoste absolută și Dumnezeu nu poate să facă rău. Nu e așa cum, v-am auzit și un frate mare evanghelist care a zis, până la urmă iadul ăla este un loc unde nu există Dumnezeu, nu pe-i foc acolo. Mă, nu-i Dumnezeu și asta e coșmarul vieții lor. Am găsit în cartea Apocalipsei scris despre cei care se vor întâlna fiarei și icoanei ei, și-au primit semnul ei pe frunte și pe mână. Spune aici, dacă se închină cineva care și icoanei ei și privește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el divinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus, în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiare și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Și cum de nu-i se face milă la Domnul Hristos de aceștia și îi privește chinuindu-se? Pentru că Dumnezeu e dragoste, dar e acea dragoste care are în vedere mântuirea omului și întoarcerea lui la el. Și au făcut loc în cer pentru aceasta. Dar dacă cineva refuză, va suporta consecințele. Va suporta consecințele. N-ați vrea să le punem mai bine și mai serios întrebarea ce iubim?
Unde avem ațintite privirile? Sigur, aici sunt ațintul s-o cam dus. Următoarea fațetă a roadei Duhului Sfânt. Și la dragostea asta se poate vorbi și de dragostea de aproape. Foarte mult. Cred că fratele Iosif va pleca mai bine ca mine, după masă, latura aia. Îți iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine. Cine e aproapele? Cum să-L iubești? A doua fațetă este bucuria. V-am amintit deja ceva. Sigur, n-am crezut vreodată în tinerețea mea că o să mă bucur când cineva mă bajocorește pentru Dumnezeu. N-am crezut. Dar am ajuns să trăiesc. Am ajuns eu să trăiesc, cum spunea fratele Cornel Bursan, de un bătrân din satul lor, erau numai câteva familie de copii, și strigau copiii după el, moșul pocăitul, prin sat. Și moșul se oprea, scotea portofelul, erau bagnote de un leu, de hârtie. Bă, copiii, hai că-ți aici la moșul să vă dau ceva. Copiii, speriați. Bă, hai să vă dau cu un leu. Că așa m-ați bucurat că ați strigat după mine că-ți pocăit. Și acum, Doamne, fer să nu strige cineva după noi. Știi? Am ajuns să mă bucur că sufăr ceva. Și am spus înainte, ucenicii ăștia, după ce au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, după ce au primit puterea să iubească pe Dumnezeu din toată inima, când au luat bătaie, au fost bătuți cu mierele, zice Biblia că s-au bucurat că au fost îmbrădiciți să sufere. Bucuria este o altă fațetă a roadei Duhului Sfânt. Te bucuri pentru lucrarea lui Dumnezeu. Au mers martirii. S-au dus pe arene cântând la adresa lui Dumnezeu. Și s-au întrebat cei care priveau acolo la spectacole astea macabre. De ce se bucură? Și musulmanii își detonează câte o centură explozivă, dar nu se bucură. Nici n-au timp să simtă. Dar cu mâinile legate deasupra capului, învelite în șomoioage de zmoală și dând foc la mâinile alea și ei cântau. De ce se bucură? Se bucurau că se vor întâlni cu Domnul Hristos în slavă. Doamne, ajută-ne să ne pucăim. Și Doamne, dacă nu avem puterea aceasta, ajută-ne să ne întoarcem la ceea ce zice Scriptura. Să cerem de la tine Duhul tău cel Sfânt. Amin. Amin. Frații și surori, vă invit să vă ridicați împreună cu mine picioare și părtășia din dimineața aceasta, chiar cât de Tatăl ne-a îngăduit. Aș vrea să încheiem cu o rugăciune de mulțumire, o rugăciune de încredințare în mâna Domnului și să rugăm pe Domnul ca această roadă a Duhului Sfânt să devină tot mai evidentă, mai puternic vizibilă în viața noastră. Amin. Amin.